Consiliul Fiscal a avertizat încă de când s-a făcut bugetul că e prea optimist la colectare și foarte generos la cheltuieli. Atenționările, iată că se adeveresc acum. Ce și de unde taie guvernul bani pentru a acoperi acest deficit major? Probabil că o să aflăm câteva răspunsuri la ora 16, că ministrul finanțelor dă raportul în Parlament atunci. În direct cu noi acum, Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Bună ziua, domnule Dăianu, și vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua. Și o să discutăm și cu Florin Câțu, fost premier. Bună ziua, domnule Câțu, și vă mulțumesc și dumneavoastră. Bună ziua! Aș începe cu domnul Dăianu. Domnule Dăianu, eu mi-amintesc avertismentele dumneavoastră legate de buget. Acum, dincolo de felul în care a fost construit, ce considerați că se poate face acum? Dacă nu tăiem de la salarii, nu tăiem de la investiții, nu pleacă nimeni acasă, cum se poate face până la urmă să se reechilibreze situația? Oricum, există o subbugetare în construcția bugetului privind unele cheltuieli. Este, într-un fel, o misiune, n-aș spune imposibilă, pentru că sunt convins că există pungi de risipă în structura bugetului pe care noi nu le cunoaștem. Noi nu facem o analiză granulară a cheltuielilor publice, dar presupun că se pot reduce unele cheltuieli. Avem o administrație publică care este supradimensionată și la nivel central și la nivel local, chiar dacă vor fi deranjate autoritățile locale, trebuie să se încerce ceva din acest punct de vedere. Dar, de pildă, la achiziții mi-e greu să cred că pot fi reduse în mod semnificativ cheltuielile. Cheltuielile cu dobânzile, de pildă, noi le-am considerat că sunt sub-bugetate. Am putea, de pildă, nu știu ce sume sunt acum strânse în fondul de tranziție energetică, dar din perspectiva unui buget consolidat ar trebui ca și acele resurse să fie prinse în buget. Sper să nu mi-aduc aminte greșit, domnule Dăianu, dar parcă nu erau suficienți bani nici de acolo. Dacă, nici acolo, dacă nu mă înșel, nu erau strânși atât cât și-ar fi dorit. Nu, în 2020 e altceva cât îți dorești și altceva dacă ai. Sunt două lucruri completamente diferite. Important e să ai ceva. Eu nu știu acum ce sume sunt prinse acolo. Acest fond era în afara bugetului. Mai este un aspect de avut în vedere. În 2022 am avut niște venituri excepționale pentru că am avut o creștere a PIB-ului nominal mult peste ceea ce era prezumat în construcția bugetului, ceea ce nu se mai întâmplă acum. Este drept că în 2023 avem niște cheltuieli ce fusese amânate în 2022, deci, într-un fel, fața, figura anului 2023, ai spune că este mai deteriorată decât ce vedem acum. Dar eu vă spun din analiza noastră pe care o facem. O facem că noi nu ne abatem de la apreciere, nu ne-am abătut de la aprecierea pe care am făcut-o la finele anului trecut. Și dacă există măsuri, noi dorim să le vedem, însă trebuie încercat ceva și pe partea de venituri. Mi-e greu să cred în condițiile în care noi am găsit subbugetare de cheltuieli. Cheltuieli nu aiuritoare, ci cheltuieli necesare. Sigur că se poate tăia cu satârul, adică poți ajunge să tai, pur și simplu. Dar realitatea se răzbună. Trebuie să faci, cum spunea domnul prim-ministru, trebuie să chibzuiești. Dacă nu faci, n-ai tăieri chibzuite, va fi rău, va fi foarte mare durere. Deci, domnule Dăianu, una din soluții ar putea să fie... Vreau doar să vă întreb un lucru punctual. Dacă una din soluții ar putea să fie creșterea taxelor. Dacă se poate merge și pe zona aceasta, pentru că vorbim de încasări, e nevoie evident de încasări mai mari, e nevoie să se taie, e nevoie de reducerea aparatului bugetar. Mă duceam și în acel cotlon al discuțiilor care aprinde spiritele. Eu aduc aminte că există analize făcute de Fondul Monetar Internațional, de Banca Mondială, parțial ele se întâlnesc cu recomandări ale Comisiei Europene și care vorbesc de reforma salarizării, reforma sistemului de pensii. Acolo sunt multe, multe, multe lucruri de bun simț, care din păcate, în numeroase privințe, întâlnesc o poziție
puternic în România. Și nu există îndrăzneală. Eu nu spun că asemenea măsuri pot fi concretizate imediat pentru a rezolva situația bugetului României în 2023. Când spun situația bugetului, nu mă refer la faptul că avem de a face cu o stare catastrofală, care pune în discuție solvabilitatea statului român. Nu! Avem o țintă de deficit bugetar, care este foarte greu de atins în condițiile date, în fond să vin jos de la 5,7 la să vii la 4,4 este foarte ambițios, este foarte ambițios, și nu știm, se poate să avem și un scenariu de genul creșterea reală cu deflatorul, adică inflația să semne între 13-14% față de această combinație care în construcția bugetului este de aproximativ 11%, și de aici ai putea să câștigi 0,7-0,8% din PIB, care nu este de subestimat. M-ați întrebat despre alte soluții pe partea de venituri. Eu mi-aduc aminte că când am vorbit despre taxa de solidaritate, multă lume a sărit în sus. Pentru că în România, din păcate, ceea ce înseamnă solidaritate concretă, plata conformare la privința plății taxelor și impozitelor, să totodată să ai empatie pentru unii care sunt vitregiți de o situație foarte dificilă. Și mai e ceva care nu este discutat deloc în spațiul public. În buget este alocat pentru apărare aproximativ în plus 7,5 miliarde de lei. De ce să nu gândim că societatea românească în ansamblu ar trebui să acopere această cheltuială în plus? Pentru că, haideți să ne gândim, avem de consolidat bugetul, să deduci deficitul bugetar la 4,4, ceea ce este foarte greu. Eu zic că ar fi o realizare mare să venim cu deficitul bugetar sub 5% în acest an. Dar această cheltuială pentru apărare în plus, care trebuie făcută în condițiile în care trebuie să reducem deficitul la 4,4%, să fie asumată de societatea românească. Ei, ce înseamnă asumarea de către societatea românească? Eu pot să am niște, să spunem, aș putea să indica unele posibilități, dar oricum această asumare de către societatea românească înseamnă contribuții. Ele nu pot să vină din eter. Nu ne va ajuta nici NATO, nu ne va ajuta nici Comisia Europeană și nu putem nici să avem o linie de finanțare din PNRR. Deci, dar aceste date trebuie discutate cu luciditate, cu onestitate, fără ipocrizie, ceea ce nu se întâmplă în societatea românească. Deci cumva s-ar ajunge tot la cetățean. Domnule Cîțu, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, apropo încă de... Încă o dată aș mai spune ceva. Acele recomandări ale fondului, ale Băncii Mondiale, înseamnă și schimbarea regimului fiscal. A spune, cum am auzit voci, că dintr-o dată Fondul Monetar, Banca Mondială au acum o dimensiune socialistă, că nu mai sunt adepte ale economiei de piață. Astea sunt prostii. Astea sunt prostii. Iar în Europa, în lume, în condiții de stres social, economic, politic, să nu accepți că este nevoie de echitate. Echitate nu înseamnă socialism. Nu mai vorbesc comunist. Echitate înseamnă să înțelegi că în vremuri dificile nu poți să te gândești numai la tine și că trebuie să te gândești și la societate. Și aceasta este valabil și pentru lumea corporatistă, este valabil și pentru cetățeni. Domnule Cîțu, v-aș întreba, regimul acesta fiscal, cum ar putea să fie revizuit? Cum vedeți posibilitatea? Pentru că după aia o să mergem la discuția despre acea gaură de 20 de miliarde și cum ar putea fi rezolvată problema până la urmă. Discuțiile despre regimul fiscal au existat și când a fost construit PNRR. Și bineînțeles că a existat o îngrijorare din partea Comisiei, ceea ce crește veniturile la buget. Și atunci m-am angajat și veți vedea în PNRR că vom face o analiză a regimului fiscal după un an de zile, după un an jumate, doi, și să vedem dacă am avut o dreptate sau dacă e nevoie de altceva. Eu vă aduc aminte că în 2021 și 2020, deși am eliminat taxe, impozite introduse de regimul
dinainte, regimul socialist dinainte, veniturile la buget au crescut ca procent din PIB. În 2022, și aici mă despart de domnul profesor Dăianu, în 2022, când au fost introduse taxe, veniturile ca procent din PIB vorbim, pentru că asta este ce folosim, un indicator care să elimine alte perturbări, veniturile ca procent din PIB au crescut cu 0,2. Atât. În continuare vedem, de fapt, că multe elemente, chiar dacă am avut cu inflație și consum, mulți indicatori, de exemplu veniturile ca procent din PIB pentru TVA, accize și așa mai departe, contribuții, sunt mai mici decât în 2021, decât în 2020 și așa mai departe. Deci soluția asta de a merge și a discuta un regim de taxe într-un moment în care economia României nu merge spre o creștere economică mai mare, ci spre una mai mică, cred că este periculos. Vorbim și de să intervin totuși. Nu este vorba, nu este vorba. Deci, domnul Câțu, în primul rând că nu este cazul să personalizăm. Am făcut eu, au făcut ceilalți. Nu. Este vorba despre România. Iar recomandările care sunt făcute de către instituțiile... Aceste reforme trebuie făcute acum un an de zile. Degeaba venim acum, când au trecut toate termenele din PNRR, ne amăgim să spunem că soluția... Domnule Florin, dacă se poate. Cu dumneavoastră. Vă rog doar un pic. Domnule Cățu, v-aș întreba... Reformele, să avem bani din PNRR și nu mai avem problema la deficitul bugetar. Asta vreau să vă întreb. Dacă acele reforme totuși ar fi făcute până la urmă, nu ne-ar ajuta și la problema cu dobânzile foarte mari? Ne-ar ajuta banii aceia pur și simplu să vină în țară? Practic despre asta este vorba. Aveți dreptate aici 100%. Aceia sunt granturi. Avem 15 miliarde de euro granturi, deci bani gratis, euro, și încă 15 miliarde aproape de împrumuturi cu 0,15%. Domnul profesor vorbea de dobânzi mari, de împrumuturi ca să acopere un deficit mai mare, pentru că nu ai fost în stare să faci reforme un an de zile, un an și acum sunt 15 luni deja, reforme pe care dacă le făceai, ai avut un an de zile, astăzi discutam și de cheltuieli cu dobânzi mai mici și alte lucruri. Bineînțeles, când ajungi cu cuțitul la os, când ai cu cuțitul la os și n-ai făcut nici reforme, ai supradimensionat cheltuielile, eu le spun pomeni electorale, pentru că sunt și pălceani și pot să spun așa ceva. Foarte multe măsuri pe care nu trebuia să le tai, astăzi vii și ușor, ușor ajungi într-un colț unde nu poți să ieși decât cu soluții drastice. Și asta trebuie evitată. Și eu știu că nu trebuie personalizat, dar cei care au adus România în această situație nu pot să fie tot cei care să rămână în continuare să vină cu soluții. Este imposibil. Domnule Cățu, v-aș întreba un lucru. E nevoie de o reducere de 6%. V-aș întreba dacă e suficient acest procent. 6% fiecare ministru trebuie să vină mâine cu această propunere. Aici. Dacă se poate face asta și dacă nu tăiem de la salarii, nu tăiem de la investiții, nu dăm pe nimeni afară, până la capăt, cum se poate? 6%. Ceea ce știm este că în loc să scadă deficitul bugetar pe primele două luni de zile, ceea ce avem informații publice, a crescut față de anul trecut și mie mi-arată aici două elemente. Unu, și aici Consiliul Fiscal poate să vadă dacă e adevărat sau nu, că o mare parte din facturile de anul trecut au fost amânate pentru a cosmetiza deficitul în 2022 și în al doilea lucru ne arată ceea ce Consiliul Fiscal a spus foarte bine la începutul, când s-a făcut acest buget, că atât cheltuielile au fost subdimensionate, cât și veniturile au fost supradimensionate. Avem aceste elemente și trebuie să fim transparenți. Comisia Europeană a penalizat România în 2000 pentru bugetul în 2018. Că, la fel, cheltuielile au fost amânate și deficitul pe 2018 a fost manipulat și acum mă aștept să vedem același lucru, pentru că această explozie în ianuarie și februarie a deficitului nu poate să aibă decât aceste surse. Uno, deficitul în 2022 a fost manipulat și partea cealaltă, unde profesorul Deanu are dreptate și Consiliul Fiscal, că veniturile au fost supradimensionate și cheltuielile subdimensionate. Cum mergi de aici înainte, eu cred că nu poți cu aceiași oameni care au făcut aceste lucruri. Poate trebuie să vină alți oameni care să corecteze. Dar, bine, dar până la urmă de unde să taie? Că de fapt despre asta e vorba. Indiferent de care sunt oamenii care rămân, de unde se taie? De unde se poate taie? Bugetare e complicat să știi până nu ai o analiză, cel puțin câteva luni de zile, pentru că multe venituri au fost, de exemplu, impozitul pe profit este amânat până în iunie. Deci sunt lucruri acolo pe care nu le știm noi, nu le avem în afară. Dar eu nu aș veni cu mesaje alarmiste dintr-o dată. Trebuie să faci o analiză transparentă și obiectivă a ceea ce ai până acum, a bugetului, și apoi să vii cu soluții. Dar în loc să ne concentrăm pe tăieri, numai bine ne concentrăm pe reforme, reforma pensiilor și reforma salarizării, lucruri pe care trebuie să le facem, care ar reduce oricum cheltuielile pe termen lung
în buget. Da, și aduc bani în țară, evident, până la urmă, și care ne vor ajuta cu siguranță. Vă mulțumesc amândurora foarte mult. Domnule Dăianu, domnule Câțu, vă mulțumesc pentru această analiză.